Bună, dragii mei, dragile mele, iată-ne din nou aici, împreună cu voi, să vă fac o purificare, dragii mei, să vă meargă bine, da? O purificare cu apă neîncepută de la fântână. M-am gândit eu așa să vă fac această purificare, iar toți cei care mă urmăriți trebuie să aprindeți doar o lumânare. Ar fi de preferat să fie de la biserică, da? Dacă doriți și voi să faceți, puteți să faceți când doriți, la orice oră. Doar să nu fie luna în creștere, da? Adică să nu fie luna în să nu fie luna, deci chiar când în momentul în care stă să crească pe cer, așteptați, da? Să fie luna în descreștere, cum s-ar zice, să nu fie luna, da? Plină, că atunci e mai bine. Deci să puneți un pic de apă neîncepută de la fântână, care o luați de la 12 noaptea, sau dacă nu, apă sfințită. În apă să băgați un pic de cimbru și un pic de busuioc. Aveți nevoie de un cuțit. Eu am aici un cuțit care are particule de argint. Da? Nu am cuțit adevărat de argint, pentru că vrăjitoarea va trebui să folosească cuțit adevărat de argint. Are ceva elemente în el și are și particule de argint. Da? Este, bineînțeles, de știut din străbun că vrăjile nu se pot desface decât prin descântece. Descântecele se fac în mai multe feluri, cu apă neîncepută, cu plante, cu liacuri, bineînțeles care și mătrăguna, care este planta vrăjitoarelor, cu ștergare curate, cu pâine unsă cu miere, bineînțeles pentru dragoste, cu sare și lumânări de la biserică. Se mai folosesc plante cum este busuiocul pentru noroc, pană de păun pentru sporul banului, un ban de argint care se leagă cu un fir roșu, cuțitul de argint care am specificat. 3 zile se descântă un descântec. Descântecele care se prind cel mai bine sunt marțea, joia și sâmbăta. Nu se fac descântece, v-am zis, când este lună nouă. Deci asta vreau să zic, m-am încurcat, nu lună plină, lună nouă, da? Pentru că se poate întoarce înapoi descântecul. Este de asemenea, se mai face cu focul viu, care este un foc care se dă foc între doi pomi care sunt îngemânați, adică doi pomi care sunt îngemânați, și cu această cenușă se face ritualul în apă fiartă, se ciptește, bineînțeles, de obicei când se fac descântece, psalmul 24, psalmul 37 și psalmul 50. Da? Înainte ca să încep aceste descântece, da? O să vă rog pe toți să vă lăsați sub acest video, așa cum v-ați obișnuit, să vă lăsați dorințele pentru a vă face descântece și rugăciuni, bineînțeles, pentru dezlegarea dragostei și a fericirii voastre, da? Este foarte important ca și acum să spuneți că acceptați descântecul, da? Accept purificarea acestui descântec. Cuțitul eu îl voi lăsa așa în apă deocamdată, nu prea vrea să stea, las așa, și voi face cruce, vă fac cruce cu cuțitul, da? Vedeți ce frumos sună? Exact ca la clopotele de la biserică. Și încep să zic, în fața mea Rafael, în spatele meu Gabriel, în dreapta mea, Mihail, deasupra mea, Uriel, de desubtul meu, Sandofil. Îmi fac cruce, vă faceți și voi cei care vă uitați și repetăm încă o dată. În fața mea, Rafael, în spatele meu, Gabriel, în dreapta mea, Mihail, deasupra mea, Uriel, de desubtul meu, Sandofil. Doamne ajută! În fața mea Rafael, în spatele meu Gabriel, în dreapta mea Mihail, deasupra mea Uriel, de desubtul meu Sandofil. Sunt îngerii puternici care ne ajută, da? În dezlegări puternice, în primul și în primul rând, da? Să nu uitați să aveți lumânare, este foarte importantă lumânare, da? Și încep să zic descântecul. Tu cuțite, de furat, de meșter mare lucrat, nicio slujbă nu ți-am dat, dar acu să te gătești, tu prin lume să pornești, iar legăturile, făcăturile, taiele, rupele și voi toți să rămâneți cei mai frumoși și buni. Și cine v-a făcut de urât să-i rămână nodul în gât?
Cine a făcut delegat să meargă la spânzurat? Tu cu ții de furat, de meșter mare lucrat, nicio slujbă nu ți-am dat, dar acum să te grăbești, tu prin lume să pornești, pe dușmani să-i găsești și pe loc să-i căpăcești, iar pe voi să rămâneți ca ploaia de lumină, ca un curcubeu în soare, frumoși ca o floare cu noroc și sănătate. Doamne ajută! Dragii mei, dragile mele, la Maica Domnului m-am rugat, la Maica Domnului că ea m-a ascultat, bolile le-au adunat, departe le-au aruncat, bolile s-au vindecat și voi ați rămas frumos și sănătos, curat și luminat, la trup, la cap și la suflet, ca de Maica Domnului lăsat. Da? Deci, la Maica Domnului m-am rugat, Maica Domnului m-a ascultat, bolile le-a adunat, departe le-a aruncat, bolile s-au vindecat și voi ați rămas frumoși, sănătoși, curați și luminați, la trup, la cap, la suflet, ca de Maica Domnului lăsați. Doamne ajută! Cum se lipește ceara de mână și mierea de gură, așa să se lipească dragostea și spuneți numele persoanei pe care o iubiți. Dragostea lui de dragostea mea și numele vostru, da? Și să rămână mătăsos, ca pâinea în încăpere, ca mielea în ulcere, ca vinul strecurat, ca izvorul cel curat, de dragoste, de iubire, de mulțumire. Da, dragii mei? Fugi, necuratule, nu te întinde, nu te cuprinde, cu cuțitul te tai, putere să nu ai, du-te în vârf de munte, vântul să te asculte, pe abonații mei și pe toți care apelați la mine și pe canalul meu, bineînțeles, și pe toată lumea, să-i părăsești. Acolo să rămâi, iar voi toți să rămâneți curați, ca argintul strecurați de Maica Precistă lăsați. Doamne ajută! Da? Asta o spunem de 3 ori. Da? Fugi, necuratule, nu te întinde, nu te cuprinde, cu cuțitul te tai, putere să nu ai, du-te în vârf de munte, vântul să te asculte, pe abonații mei și pe toți cei care apelați la mine, să-i părăsești, acolo să rămâi, iar voi toți să rămâneți curați, luminați, ca argintul strecurat de Maica Precistă lăsat. Doamne ajută! Da? Du-te! Fugi, necuratule, nu te întinde, nu te cuprinde, cu cuțitul te tai, putere să nu ai, du-te în vârf de munte, vântul să te asculte, pe abonații mei și pe toți cei care apelați la mine să-i părăsești, acolo să rămâi, iar voi toți să rămâneți curați, luminați, ca argintul strecurați, ca aurul de curat de la Maica Domnului, Maica Precistă lăsați, Doamne ajută! Așa cum tai eu cu acest cuțit, această apă să se purifice și tot așa să se taie din casa voastră, din viața voastră, din inima voastră, din trupul vostru, din capul vostru, tot ce este rău căzut asupra voastră, farmece, blesteme, ghinioane, nenorociri, lucruri necurate făcute de persoane cunoscute, necunoscute, cu puterea acestui cuțit fermecat și acestei ape să se taie acum aici, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, să se taie tot ce este rău căzut asupra voastră, asupra casei voastre, asupra corpului vostru, asupra inimii voastre, asupra copiilor voștri până la noua generație, să se taie cu acest cuțit tot răul, să se taie tot răul de la rădăcină, taie tu cuțitule, taie tu deșteptule, tot ce a rămas rău taie cu puterea ta cea mare. Așa cum taie o apa asta, așa să se taie în formă de cruce tot ce este rău căzut asupra voastră, farmece, blesteme, descântece, ghinioane, nenorociri, cumpene, vorbe urâte, invidie, gelozie, să se taie tot ce este trimis și să se întoarcă înapoi la persoanele care a lucrat cu puterea Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Dragii mei, puteți să faceți și voi, dacă nu aveți cuțit de argint, da, faceți cu un cuțit care spălați cu apă și cu sare și un castron de sticlă să fie și castronul spălați cu apă și cu sare, veți pune apă de la fântână, veți pune un pic de cimbru, este foarte important, și un pic de busuioc, da, să aveți așa. După care ați făcut acest descânte, stropiți, dragii mei, prin casă, da? Stropiți prin casă. Dacă nu aveți posibilitatea să faceți voi, cum v-am învățat eu,
trimiteți-mi mie mesaje aici, da, sub acest video și o să fac eu pentru voi, da, dar nu voi stropi în casa mea, voi stropi afară din casă, pentru că voi sunteți persoane care locuiți în afara casei mele, nu locuiți în casa mea. Voi face eu acest ritual, îl fac 3 zile pentru voi, da? Cine dorește mai multe detalii, mă puteți căuta pe WhatsApp, dragii mei. Vă doresc, bineînțeles, în continuare o săptămână minunată, binecuvântată, la fel ca sufletele voastre, fie ca Maica Domnului, ca Domnul nostru Iisus Hristos, ca toți ființii din cer și de pe pământ, ca Rafael, Gabriel, Mihail, Uriel, Sandofil și toți îngerii luminii, să fie cu voi și să vă îndeplinească toate dorințele. Doamne ajută!